Veridice, rubrica de informații economice, marți de la 18:30 cu Adrian Vascu. Bun găsit! Săptămâna trecută am vorbit despre o situație apărută în evaluarea acțiunilor Electrocentrale București, care conține capcane care nu ar trebui acceptate de către niciuna dintre părțile implicate. Nici de către evaluator, nici de către decidenții realizării tranzacții. În acel caiet de sarcini se vorbea despre responsabilitatea în cazul eventualelor prejudicii viitoare, despre care nu se spune cum și de către cine vor fi calculate. În aceste condiții ne-am propus să emitem o posibilă soluție de evitare a oricărui prejudiciu, aducând în atenția tuturor noțiunea de prevenție, adică să fie prevăzute acele măsuri care să prevină orice idee de prejudiciu viitor, situație din care va avea de câștigat toată lumea, și reprezentanții autorităților, decidenții ai tranzacției și companiile private implicate. Să recapitulăm ideea cheie, respectiv faptul că prețul de vânzare care se constată ulterior tranzacției este de fapt valoarea rezultată din raportul de evaluare, fără niciun fel de intervenție a unei proceduri de vânzare care să implice jocul pieței. Adică acest preț se cunoaște de fapt înaintea realizării tranzacției. Propunerea mea este ca acesta să fie verificat înaintea tranzacției, urmând exact aceiași pași pe care autoritățile îndreptățite i-ar urma și ulterior tranzacției, în vederea stabilirii unui eventual prejudiciu. Cum prejudiciul potențial rezultă ca diferențe între două sau mai multe calcule diferite, ar fi bine ca acestea să fie realizate individual și independent, la o dată cât mai apropiată una de cealaltă. Cu cât trece mai mult timp, cu atât nivelul de subiectivism crește și implicit modalitatea de calcul al așa zisului prejudiciu poate fi semnificativ afectată de moment ce piața continuă să fie într-o evoluție și percepția actorilor să fie diferită. Prin urmare, soluția propusă este simplă și veche. Să măsurăm de 10 ori și să tăiem o singură dată. Și acest lucru nu se aplică doar exemplului de mai sus, ci oricărei situații în care se calculează un prejudiciu. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți parte doar de beneficii. La revedere!